În continuare, o invit la tribuna principală pe doamna Bodnarenko. Dar nu este cineva din partea Comisiei Administrație Publică Dezvoltare Regională, dacă ar putea să ne prezinte coraportul. Din partea Comisiei, președintele, vicepreședintele sau secretarul? Doamna Bacalo, vă rog frumos la tribuna principală. Stimate domnule președinte, stimați colegi, aduc la cunoștința dumneavoastră cu raportul la proiectul legii pentru acceptarea amendamentelor 1 și 2 la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, numărul 302 din 19.08.2015. Comisia Administrației Publice, Dezvoltare Regionale, Mediu și Schimbări Climaterice a examinat proiectul de lege sus numit în ședința sa din 13 octombrie 2015, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către președintele Republicii Moldova și menționez următoarele. Amendamentele 1 și 2 la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier se propun în scopul transpunerii cerințelor internaționale în legislația națională prin implicarea societății civile în luarea deciziilor de mediu și participarea la procedurile de evaluare a impactului asupra mediului. Totodată menționăm că adaptarea amendamentelor propuse nu necesită modificarea legislației în vigoare și alocarea de mijloace bugetare suplimentare. Ca urmare a dezbaterilor, Comisia a decis că, cu vot unanim, susținerea amendamentelor propuse și propune plenului Parlamentului examinarea și adoptarea proiectului de lege prenotat. Dacă sunt întrebări în adresa Comisiei Administrației Publică de Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice, nu sunt, vă mulțumim frumos. În continuare voi supune votului pentru prima lectură, pentru aprobarea proiectului de lege, pentru acceptarea amendamentelor 1 și 2, Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, ESPO 25 februarie 1991, cu numărul de înregistrare 302 din 19 august 2015. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de lege în prima lectură, vă rog frumos să vă expuneți prin vot. Vă mulțumesc foarte mult. În continuare se propune pentru examinare și dezbatere proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supraveghere și evaluarea transportului la distanță lungă a poluanților atmosferici în Europa, numărul 303 din 19 august 2015, prezintă proiectul domnul ministru al mediului Valeriu Munteanu. Poftiți! Stimați colegi, protocolul IMEP, prezentând primul tratat internațional multilateral cu efect juridic obligatoriu, are 8 protocoale adoptate la convenția menționată și este destinat pentru finanțarea pe termen lung a programelor EMEP. În acest context necesită a fi menționat că fiind parte la convenția asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, Republica Moldova, prin prevederile articolului 9 al convenției, este obligată să asigure aderarea la programul de cooperare pentru supraveghere și evaluarea transportului la distanță lungă a poluanților atmosferice în Europa, EMEP. Aderarea la protocolul menționat va contribui la implementarea convenției, participarea cu drepturi depline la programul IMEP, precum și la realizarea prevederilor altor tratate de mediu la care Republica Moldova este parte și care reglementează activitățile de monitorizare, dezvoltare și cercetare în domeniul dat. La momentul dat, protocolul este ratificat de 46 de țări, printre care și un șir de țări din CSI și țări cu economii în tranziție din regiunea Europei Centrale și de Est, și anume Albania, Armenia, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Muntenegru, Federația Rusă, Serbia, Macedonia și Ucraina și un șir de țări ale Uniunii Europene. Proiectul de lege, fiind elaborat de către Ministerul Mediului într-o executare a prevederilor convenției, deciziilor luate de către organul executiv al convenției și planul anual de acțiune al Ministerului Mediului pentru 2000
15 a fost avizat de către comisiile și instituțiile interesate, aprobat prin hotărârea Guvernului 486 din august 2015 și este propus pentru a fi adoptat în Parlament. Mulțumim în continuare. Dacă sunt întrebări în adresa ministrului, doamna Ivanova, rog frumos, prima întrebare. Aveți la dispoziție 2 minute. Violeta Ivanov, fracțiunea PCRM. Domnule ministru, în exercițiu vă mulțumim mult pentru prezentare. Este un proiect bun. Fracțiunea Partidului Comuniștilor va susține acest proiect, dar am vrut să fac o constatare și să vă pun o întrebare. Cu părere de rău, nu știu de ce, dar guvernul nu profită de acele susțineri financiare, de acele proiecte la care noi suntem eligibili. Noi sperăm foarte mult că prin ratificarea punctului respectiv, protocolul respectiv, ne se mai destit careva posibilități. De când dumneavoastră sunteți ministru, nu a trecut mult timp, dar poate ați făcut o evaluare, ce s-a făcut, la ce programe a apelat ministerul, la care noi am fost eligibili? Stimată doamnă deputat, stimată doamnă președinte, vă dau dreptate. Din păcate au existat și există în continuare suficiente oportunități la care Republica Moldova, hai să zicem așa, netradiționale. Noi ne-am obișnuit ca programele de mediu să fie finanțate din fondul ecologic și din alte surse la vedere pe care sunt foarte ușor accesibile. Din păcate și acest program și alte programe au oferit și oferă în continuare ale Națiunilor Unite și altor donatori și finanțatori prezintă pentru Republica Moldova suficiente oportunități de finanțare a unor necesități de mediu, dar din păcate fie din cauza insuficienței instituționale și a pregătirii noastre, a cadrelor, a specialiștilor, dar și din cauza că Republica Moldova nu și-a adus în concordanță actele sale. De exemplu, noi am aderat de mult la această convenție, dar nu am aderat și la acest protocol. Aderarea la acest protocol, care ne va costa $170-180 de dolari pe an, ne pune în rândul țărilor civilizate, plenipotențiare și respectiv în momentul în care dai $170, poți să vii să soliciți mult mai mult, pentru că convenția atrage bani și din alte parte. Doamna Ivanov, continuați, aveți o precizare sau a doua întrebare? O precizare, eu vă mulțumesc mult. Într-adevăr, dumneavoastră ați recunoscut faptul că este o lipsă totală de cadre, de specialiști, total, de competență, dar îl adaug eu, deoarece preventiv am făcut așa un calcul doar din Fondul Global de Mediu, GEF, deci noi am ratat șansa de a înainta proiecte undeva sub 62 de milioane de dolari în 6 ani de zile. Mulțumesc mult! Aveți perfectă dreptate. Eu vreau să vă spun că am găsit și alte instrumente internaționale nevalorificate pe deplin. Urmează ca să fortificăm capacitatea noastră ca să putem accede la aceste fonduri. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări în adresa ministrului, nu mai sunt. Vă mulțumim foarte mult, domnul ministru, și vă dorim succes în activitate. În continuare, invit la tribuna principală pe doamna Buliga, președintea Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană, să ne prezinte raportul Comisiei. Stimate domnule președinte, stimați deputați, în cadrul Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană a fost examinat prezentul proiect de lege. Am constatat lucruri care au fost menționate inclusiv de către domnul ministru în argumentarea pentru aprobarea acestui document. Considerăm că obligația fundamentală ce rezultă din protocolul convenției este participarea părților la finanțarea programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici în Europa EMEP, ce se realizează prin contribuții anuale obligatorii din partea statelor care au aderat la acest protocol, completate cu contribuții voluntare. Ținând cont de cele expuse, precum și de avizele pozitive ale comisiilor permanente și a direcției juridice, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană propune Parlamentului adoptarea legii pentru aderarea Republicii Moldova la acest protocol și recomandă să fie aprobat în prima și a doua lectură. Vă mulțumim. Nu sunt întrebări în adresa Comisiei pentru Politică Externă. Vă mulțumim, doamna Buliga. În continuare,
Doamna Bacalo, dacă ați putea să ne prezentați raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice. Stimate domnule președinte, stimați deputați, Comisia Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice a examinat la ședința sa din 13 octombrie 2015 proiectul de lege numărul 303 din 19 august 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supraveghere și evaluarea transportului la distanță lungă a poluanților atmosferici în Europa, prezentat în Parlament de către președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofte, în temeiul articolului 86 aliniatul 1 din Constituția Republicii Moldova și articolul 14 aliniatul 3 din legea numărul 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 486 din 07.08.2015. Comisia Permanentă constată că în prezentul proiect de lege are drept scop executarea prevederilor Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, adoptată la Geneva la 13 noiembrie 1979, la care Republica Moldova este parte prin adoptarea hotărârii Parlamentului numărul 399 din 16 martie 1995 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi. Totodată, Comisia precizează că fiind parte la Convenția din 1979, Republica Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 9 din Convenție, este obligată să asigure aderarea la programul de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului la distanță lungă a poluanților atmosferici în Europa. Comisia Administrare Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice menționează că aderarea la protocolul referitor la finanțarea pe termen lung a programului IMEP, încheiat la Geneva la 28 septembrie 1984, va permite Republicii Moldova să participe cu drepturi depline la programul IMEP, să contribuie la implementarea acestui, respectiv și a Convenției din 1979 și, totodată, va asigura prevenirea și reducerea poluării mediului, luarea deciziilor de mediu în timp util, care în final va genera un impact benefic asupra protecției mediului, protecției sociale și sănătății populației. Reșind din cele expuse, Comisia Administrare Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice se pronunță pentru examinarea proiectului de lege de către Parlament. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa Comisiei, vă mulțumim mult, doamna Bacalo. Nu sunt întrebări. În continuare, propun aprobarea în prima lectură. Vă supun votului pentru a fi aprobat în prima lectură proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supraveghere și evaluarea transportului la distanță lungă a poluanților atmosferici în Europa. Numărul 303 din 19 august 2015. Cine este pentru aprobarea acestea în prima lectură, vă rog frumos să vă expuneți prin vot. Unanimitatea celor prezenți în sală, proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură. În continuare se propune pentru examinare și dezbatere proiectul de lege pentru aprobarea hotărârii Consiliului Șefilor de State al Comunității Statelor Independente privind concepția de cooperare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente, luptă cu infracțiunile săvârșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale, numărul 359 din 6 octombrie 2015, prezintă domnul Oleg Babin, viceministru al Afacerilor Interne. Stimate domnul președinte, stimați deputați, prezint atenție dumneavoastră proiectul de lege pentru aprobarea hotărârii Consiliului Șefilor de State a Comunității Statelor Independente privind concepția de cooperare a statelor membre CSI în combaterea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale, care a fost semnată la Minsk la 25 octombrie 2013. Scopul prezentei concepții este de a extinde și a consolida cooperarea statelor membre CSI în lupta contra infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale.
Prevederile concepției nu contravin prevederilor legislației naționale, precum și nu condiționează modificarea, ajustarea cadrului normativ existent, precum și modificarea actelor legislative. Notăm că setul de materiale pentru aprobarea proiectului de lege a fost avizat pozitiv de către ministerele de resort. Totodată, proiectul de lege a fost examinat în mai multe ședințe ale comisiilor parlamentare de profil. Aprobarea acestei concepții nu implică cheltuieli financiare suplimentare. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa Ministerului de Interne, domnul Carp, vă rog frumos să aveți prima întrebare, două minute. Da, prima întrebare. Deci, acest proiect de lege va duce la îmbunătățirea sau la depistarea cazurilor mașinilor care sunt furate de pe teritoriul Republicii Moldova și viceversa? Vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, cu siguranță această strategie, deci ne va ajuta să avem o colaborare mult mai strânsă cu omologii noștri din țările CSI pe toate domeniile. Numai cele care sunt prevăzute în această convenție. Numai cele prevăzute de convenție, domnul președinte. Vă mulțumim frumos. Dacă mai sunt întrebări în adresa Ministerului de Interne, se pare că nu mai sunt. În continuare, o invit la tribuna principală pe doamna Buliga, președintea Comisiei pentru Politica Externă și Integrare Europeană, pentru a ne prezenta raportul la acest subiect. Stimate domnule președinte, stimați deputați, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană a examinat prezentul proiect de lege și constată următoarele. Hotărârea stabilește principiile, sarcinile, direcțiile de bază și formele de colaborare, fiind orientată spre dezvoltarea fundamentelor legale și organizaționale ale colaborării și constituind, de fapt, baza elaborării programelor și planurilor de acțiune comune. Colaborarea va fi realizată prin intermediul schimbului de informații operative, statistice și științifico-metodice, realizării acțiunilor comune de urmărire penală, măsurilor comune de investigație operative, consolidării subdiviziunilor speciale de contracarare a infracțiunilor săvârșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale, utilizării comune a tehnologiilor performante în sfera contracarării infracțiunilor menționate. Asigurarea tehnico-materială și financiară a colaborării în baza hotărârii se va realiza în ordinea și în condițiile stabilite de către statele membre ale CSI din contul alocațiilor prevăzute în bugetele lor naționale. Prevederile hotărârii nu vin în contradicție cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și nu impun modificarea legislației naționale în vigoare. La fel, trebuie de menționat că Moldova a semnat hotărârea cu unele rezerve incluse și în textul proiectului de lege pentru aprobarea acestuia, în conformitate cu rezervele formulate. Republica Moldova va participa la realizarea concepției doar în măsura în care acțiunile sau proiectele în domeniul luptei cu infracțiunile săvârșite, cu utilizarea tehnologiilor informaționale, nu vor contraveni obligațiilor internaționale ale Republicii Moldova. Hotărârea va intra în vigoare pentru Republica Moldova numai după îndeplinirea procedurilor interne naționale. În contextul celor expuse, în temeiul articolul 27 și articolul 57 din regulamentul Parlamentului, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană propune adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea hotărârii Consiliilor Șefilor de State ale Comunității Statelor Independente privind concepția de cooperare în lupta cu infracțiunile săvârșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale în prima și a doua lectură. Vă mulțumim foarte mult. Dacă sunt întrebări în adresa Comisiei pentru Politică Externă, doamna Buliga, vă mulțumim. Se pare că nu sunt întrebări. În continuare, îl invit la tribuna principală pe domnul Untilă să ne prezinte raportul cu raportul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Vă poftim la tribuna principală.
Domnule președinte, onorată asistență, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, în urma dezbaterilor la ședința din 27 octombrie 2015, cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei, propune dezbaterea și aprobarea acestui proiect de lege în Parlament. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru operativitate și foarte succint. Dacă sunt întrebări în adresa Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, vă mulțumim, domnul Untilă. În continuare, voi supune votului pentru aprobarea în prima lectură a proiectului de lege ce ține de aprobarea hotărârii Consiliului Șefilor de State al Comunității Statelor Independente privind concepția de cooperare a statelor membre ale CSI în luptă cu infracțiunile săvârșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale, numărul 359 din 6 octombrie 2015. Cine este pentru aprobarea acestuia în prima lectură, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură. În continuare, revenind la subiectele ce ține de pachetul agricol. Domnul Creangă, în calitate de președinte a Comisiei, nu este în sală, de aceea aș vrea să vă întreb pe cineva, reprezentanții ai Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, cum stăm cu rapoartele pentru proiectul 283, 285 și 287, 2, 3 și 4 de pe ordine de zi. Domnul Oleg Reitman, vă rog frumos. Mersi, domnul președinte. Comisia n-a reușit să adopte raporturile. Ieri noi n-am avut quorumul și electricitatea a fost deconectată în Parlament. Asta s-a făcut în mod special, probabil, da. Propuneți amânarea pentru săptămâna viitoare a acestor proiecte pentru ziua de joi, data de 3 decembrie? Da. Plenul, dacă nu are nimic împotrivă, fracțiunile parlamentare, ca aceste trei subiecte, și anume registrate pe ordine de zi ca numărul 2, 3 și 4, să fie amânate pentru săptămâna viitoare. Nu sunt obiecții, sunt amânate pentru săptămâna viitoare, pentru data de 3 sau 4 decembrie 2015. În continuare, se propune pentru examinare și dezbatere proiectul numărul 8 de pe ordine de zi, cu numărul de înregistrare 273 din 8 iulie 2015, ce ține de expertiza judiciară și statutul expertului judiciar. Prezintă proiectul domnul Ieșanu, viceministru al Justiției. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, proiectul de lege supus atenției noastre vine să asigure implementarea strategiei de reformare a sectorului justiției, care prevede ameliorarea cadrului instituțional și normativ, care ar asigura sporirea capacității și reconsiderarea locului și rolului instituțiilor expertizei judiciare și al experților judiciari. Proiectul prezentat noastre vine să înlocuiască legislația în vigoare și vine cu noi reglementări în ceea ce privește admiterea în profesia de expert judiciar, statutul expertului judiciar, evaluarea performanțelor expertului judiciar, se instituie un nou mecanism de răspundere disciplinară a expertului judiciar, similar mecanismelor existente pentru răspunderea disciplinară a a liberilor profesioniști, și anume existența unei comisii disciplinare independente, constituită din experți și reprezentanți ai societății civile, și prin proiectul de lege se propune separarea răspunderii disciplinare a expertului judiciar pentru acțiunile săvârșite în calitate de expert de cele săvârșite în calitate de angajat al instituțiilor de expertiză pentru persoanele care activează în cele patru instituții publice de expertiză. Prin proiect se instituie reglementări cu privire la suspendarea și încetarea activității expertului judiciar. Una dintre noutăți se referă la organizarea activității în domeniul expertizei judiciare a experților independenți, adică a persoanelor care nu activează instituțiile publice de expertiză. Pentru ei se propune sistem similar cu celelalte profesii liberale, și anume activitatea în cadrul birourilor individuale și în cadrul birourilor asociate de expertiză. De asemenea, se stabilesc reglementări clare cu privire la laboratoarele de expertiză, instituții se
presumția că doar laboratoarele acreditate vor putea fi folosite în procesul de efectuare a expertizelor. Menționăm că prin acest proiect se propune renunțarea la conceptul de așa numitele constatări tehnico-științifice și se prevede instituirea expertizei judiciare care se face în cadrul proceselor civil, penal, de altă natură și expertiză extrajudiciară. Rugăm susținerea proiectului în prima lectură. Mulțumim. În continuare, dacă sunt întrebări în adresa domnul Ieșanu, vă rog frumos, domnul Zagorodne, aveți la dispoziție 2 minute pentru prima întrebare. Da, mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Ieșanu, eu și în cadrul Comisiei Juridice am pus această întrebare și ține de termenele de executare a expertizei judiciare, articolul 13, fiindcă acolo sunt prevăzute termenele efectuării, dar nu este stabilit termeni concrete. Și noi am vorbit, nu știu, dumneavoastră ați fost la ședința comisiei, da. Și am spus că nu ați fost dumneavoastră prezent. Am fost, dar eu am, da, notițele de la... Deci eu atât autorilor cât și reprezentantului, mai bine zis directorul centrului expertizei, domnului Crețu, mi se pare că a fost la ședință, da. Și am spus că mi-am argumentat poziția în sensul că expertizele respective sunt în timp, se efectuează foarte mult. Da, dumnealui a explicat că din lipsa de cadre, din lipsa de alte momente. Eu am spus mai bine să mai angajăm niște oameni decât să tergiversăm la maximum aceste expertize în diferite domenii. Fiile ele sunt o sumedenie care sunt vizate în diferite cauze penale, civile și așa mai departe. Deci pentru lectura a doua, eu ca propunere, ca totuși noi să stabilim un termen în dependență de expertiză, deci avem diferite cazuri, dar oricum un termen trebuie să fie prevăzut, fiindcă în cazul în care noi lăsăm la discreția directorul sau expertului pentru prelungirea la nesfârșit acestei expertize, noi avem cauze penale și civile și de alt gen care se examinează ani în șir. Și aceasta duce la, în viziunea mea, la o justiție necalitativă, dacă doriți, fiindcă până la urmă să primești ce ești să primești. Deci aș vin cu propunerea ca pentru lectura a doua să concretizăm unii termeni concreți la diferite expertize. Mulțumesc. Mulțumim. Eu cunosc subiectele discutate în comisie pentru că am solicitat notițele de la reprezentanții ministerului care au fost prezent. Nu cunosc nicio țară din lume care ar fi stabilit prin lege termenii de efectuare a expertizelor, având în vedere faptul că există o varietate excepțional de largă de expertize și pentru toate să evidențieze un termen, nu am constatat că cineva consideră că asta e posibil. Dar pentru lectura a doua, examinăm propunerea, analizăm practica altor țări încă o dată și vedem ce se poate de făcut, dar sunt de acord că situația care o avem astăzi în domeniul expertizei, când sunt expertize care se încep abia să se efectueze peste un an de zile după ce a fost depus solicitarea, este o situație care ar trebui să fie schimbată. Dar nu este așa de simplu cum pare la prima vedere. Domnul ministru a solicitat în cadrul Institutului Național de Expertize un audit al situației, să vedem ce se poate de făcut și o să încercăm să soluționăm problema respectivă. Vă mulțumim, domnul Zagorodne, aveți o precizare, vreau frumos un minut. Da, deci eu am o precizare. Eu i-am spus și domnului Crețu și în comisie, deci dacă este nevoie de majorarea numărilor de experți, fiindcă dumnealui a spus sunt doar 7 experți, dacă nu greșesc, pe tot deci în centrul de expertiză care efectuează la moment și sunt supraîncărcați acești experți. Deci dacă este nevoie de poate prin prisma majorării numărilor de experți, nu vorbesc cei privați, vorbesc de cei care activează în centru. Instituția statului, da. La 14, la 15, aici iarăși vă rog să trageți atenția, poate aceasta să fie ca o propunere pentru lectura a doua. Mulțumesc. S-a luat în considerare propunerea pentru lectura a doua și în comisie o să rugăm să examinați acest subiect. În continuare, domnul Casian, vă rog frumos. Președinte, domn ministru,
Nimeni nu neagă faptul că avem nevoie de astfel de reglementări a activității experților judiciari. Dar, după cum ați menționat, experții trebuie să fie liberi profesioniști. Fac parte din categoria profesiunilor liberale. Însă, din concept, dacă vedem... Liberale, domn președinte, liberale, anume așa este. Deci, după cum observăm din conținutul articolului 66, 59, 60, practic cei ce ține de angajare, de sancțiuni disciplinare și chiar competențele la 66, practic toate categoriile expertizelor judiciare sunt efectuate de instituțiile publice. Astfel, observăm că experții se află în cadrul acestor instituții. Și celul, scopul deci, activității experților ar fi, clar că este profesionalismul concluziilor și obiectivitatea lor. Noi cunoaștem din practică, eu cunosc din practica judiciară, cunoaștem și exemplu de la 7 aprilie, când cazul Boboc, când s-a vorbit de la început că decesul lui a fost legat de cu totul de altceva și nu numai expertiza care a venit a dat concluzie, expertiza de psihotare a făcut alte concluzie că el a fost omorât. Nu credeți că pentru a fi scoase de sub influența departamentală, instituțională, ar fi nevoie de creat un centru care să petreacă toate expertizele, deci în cazul unui centru independent, pentru a asigura independența și imparțialitatea concluziilor care le dau experții judiciari. Fiindcă aici este accentul principal, anume experții judiciari și nu alte, alte concluzii. Da, mulțumesc. Vă mulțumim. Proiectul de lege pornește... Proiectul de lege pornește de la conceptul independenței experților. Deci chiar dacă aceștia acționează în cadrul instituției publice, aceștia sunt independenți și în lege se stabilesc garanții de independență acestora și, după cum am menționat eu și în raport, subțint, dacă este nevoie, pot să vin cu detalii, noi am separat răspunderea expertului pentru acțiunile în calitate de expert de răspunderea în calitate de angajat. Astfel, instituția în care este angajat expertul nu îl poate lipsi de licență pe expert și nu îl poate atrage la răspundere disciplinară pentru acțiunile în care el trebuie să fie independent. Noastră vorbiți, de fapt, despre altceva, despre aceea că să existe alte instituții de expertiză care să nu fie departamentale. Legea permite acest lucru, dar statul nu poate crea instituții private de expertiză. Aceste instituții urmează să fie create de persoane particulare. Centrul Național de Expertiză Judiciară, în subordinea Ministerului Justiției, este un organ național care este independent de organele care asigură urmărirea penală. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu există niciun pericol pentru drepturile persoanelor, pentru că acestea au posibilitate totdeauna să solicite cel ordonatorului expertizii, procurorului eventual, judecătorului sau altor persoane, să desemneze în calitate de instituții de expertize oricare instituție, nu numai decât instituția publică sau chiar și experți, cum le spun la noi, particulari sau persoane private. Inclusiv și instituții de expertiză de psihotare. Dumneavoastră ați adus exemplu când a fost efectuată o asemenea expertiză. Chiar părțile
În măsura în care nu au încredere în concluzia experților din instituțiile publice, au dreptul să comande o altă expertiză, inclusiv psihotare, să o prezinte în instanța de judecată și ea va avea aceeași forță probantă ca și expertiza efectuată de experți care activează în cadrul instituțiilor publice. Este o problemă foarte complicată, problema care ați ridicat-o dumneavoastră. Noi am discutat foarte mult la etapa în care am elaborat proiectul de lege. La momentul actual nu se poate renunța la conceptul instituțiilor departamentale de expertiză, pentru că chiar și Centrul Național de Expertiză Judiciară nu poate efectua toate expertizele pe care le efectuează acelea specializate și nu are toate capacitățile. Noi o să ținem cont în activitate. Proiectul de lege, încă o dată menționez, nu împiedică liberalizarea deplină a sistemului. El pur și simplu păstrează încă instituțiile publice de expertiză. Mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Casian, dacă aveți o altă precizare sau o doua întrebare? Desigur, domn ministru, aș fi de acord, dar cunoașteți când ați spus că poate fi numit o altă expertiză. Într-adevăr, așa este. Dar cunoaștem cu toții că să numești, să fie petrecut o altă expertiză, este o altă procedură și este mai greu aia, așa să spunem, ca să combați acea expertiză care este deja departamentală. Și aici când vorbim că totuși experții devin dependenți de instituțiile departamentale, deci observăm la alineatul 4 și 3 din articolul 60, deci sancțiunea de suspendare și retragere a licenței de expert judiciar ține de competența autorității instituției publice. Și numai acei care nu are atât mare importanță litera A și B, avertismentul și deci mustrarea este de competența Comisiei de Disciplină. De aceea eu consider că totuși aici ar fi loc de lucru pentru a asigura funcționalitatea cât mai bună a acestei categorii de profesioniști. Mulțumesc! Domnul Ișanu, aveți ceva de comentat? Nu, a fost doar niște comentarii. Vă mulțumesc foarte mult. În continuare, domnul Vremea, vă rog frumos, poftiți, aveți prima întrebare. Mulțumesc. Domnul ministru, referitor la efectuarea expertizei ordonate și respectiv plata care rezultă din activitatea aceasta de expertiză care urmează a fi efectuată. În articolul 75 din proiect se spune că dacă ordonatorul expertizei sau solicitantul expertizei este o instituție publică, atunci pentru efectuarea expertizei este suficient prezentarea prealabilă a unei garanții a echitării ulterioare. Eu aici intuiesc că noi o să ne ciocnim peste nu mult timp după intrarea în vigoare a legii, că toți experții vor refuza efectuarea expertizelor judiciare pentru motivul lipsii mijloacelor financiare, fiindcă că să efectueze o expertiză și directorul actual a Centrului de Expertiză pe lângă Ministerul Justiției a spus că unele expertize sunt foarte costisitoare și respectiv va fi refuzul acesta și o să tergiversăm din cauza nedorinței experților de a recurge la efectuarea expertizei, o să ne pomenim în pragul acumulării unor dosare de ani de zile. Cum putem noi altfel decât garanția plății ulterioare? Clar că ei așteaptă plata anticipată, se face calculul, este solicitantul de acord cu nota care îi se prezintă, atunci el ordonează sau recurge la expertiza acestui expert. Dacă nu, merge la altul. Dar așa se primește că întâi trebuie să prezinte garanție, pe urmă expertul trebuie să-i dea acordul sau nu, iarăși un șir întreg de birocratic care nu va duce la nimic bun.
De fapt, întrebarea asta a fost una dintre cele mai dezbătute, inclusiv în ședințele de guvern. Eu aveam un cerc cu reprezentanții organelor de drept care au solicitat. După cum ați menționat noastre, dacă nu există bani pentru a suporta costurile unei expertize, ea nu poate fi făcută, indiferent din buget cui sunt acești bani. Prevederea la care faceți noastră referință vine doar să facă o derogare de la regula care este anterior, care spune expertul va efectua expertiza numai dacă este achitat în prealabil. Dacă nu este achitat, nu se face expertiza. Pentru instituțiile publice noi am pus această excepție având în vedere problemele cu finanțările care sunt. Dar problema cheie care ați ridicat-o noastră depinde în bugetul cui să fie direcționate mijloacele. Direct în bugetul centrului de expertiză sau instituții publice de expertiză. Și ordonatorii ordonă cât expertiză vor, dar ce fac cât pot. Sau în bugetul fiecare instituție care trebuie să-și drămuiască desemnarea expertizelor, pornind de la mijloacele pe care le are. Noi considerăm că unica soluție viabilă este ca anume ordonatorul să ordone atâtea expertize. Pentru că dacă o să urmăriți practica, o să vedeți expertize repetate, contraexpertiză care nu costă nimic, scrie o dispoziție de a efectua încă o nouă expertiză fără a ține cont de faptul e posibil oare să fie suportate costul sau nu. Deci eu înțeleg perfect argumentul reprezentanților organelor de drept. Pentru noi este vital ca noi să putem face expertiza că se poate procesul să avanseze. Dar revin la ceea ce am spus de la început. Pentru efectuarea expertizei este nevoie ca banii să existe. Dacă bani nu există, ea nu o să fie făcută. Astăzi doar suntem în situația în care experții numesc, centrul nu poate face expertiza pentru că nu are bani în buget și experții sunt sancționați pentru că ordonatorul spune, i-am ordonat, mine nu mă interesează, ai tu bani în buget sau nu. De aceea noi considerăm că trebuie să fie responsabilizați cei care desemnează expertiza. Problema e foarte, foarte, foarte sensibilă. Mulțumim foarte mult. Da. Domnul Vremea, dacă mai aveți o precizare sau ultima întrebare? Doar o precizare. Eu susțin aceasta, eu cred că pentru lectura a doua, noi trebuie să prevedem formularea în așa mod ca, într-adevăr, ordonatorii să aibă banii aceștia, dar nu să fie suportate cheltuielile de către centrul de expertiză, dacă vorbim la concret. Asta este de acolo conceptul să vină banul. Fiindcă aici altfel, iarăși, ne pomenim conceptul problema care asta o avem și acum. Da. O ultimă întrebare din partea domnului Redman, vă rog frumos, adică întrebări din partea domnului Redman, vă rog frumos, prima întrebare. Da, спасибо. Я сразу говорю, что, так сказать, не являюсь специалистом в области, да, но все-таки относительно денег вообще вопрос не должен стоять, потому что здесь и речь идет о правах подследственных, подсудимых и об объективном расследовании. Поэтому в поддержании, ну, знаете как, чтобы не было как каждый суслик агроном, в поддержку моего коллеги господина Загороднего, когда вы говорите о большой диверсификации сроков проведения экспертизы, это объективно, но мы должны установить в этом законе во втором чтении, что экспертиза должна начаться не позже какого-то срока после ее назначения и проводиться не дольше, чем технические регламенты для ее осуществления. Все. И это не зависит от того, есть у кого-то деньги или нет. Плюс один момент, может ли экспертиза, назначенная по требованию или по требованию стороны защиты, предположим, быть оплачена за счет подследственного, подсудимого, его родственников и так далее. Уже. Да. Deci, cu privire la termen, problema este foarte, foarte complicată. Începutul unei expertize foarte des este dependență dintr-o unire a unor circumstanțe care nu depind de un singur subiect. Este un complex de asta. De aceea, am spus, nimeni nu s-a hazardat să pună în lege termene când se începe. Plus, în ceea ce privește faptul dacă există bani sau nu, cu părere de rău, nu există nicio țară din lume în care exercitarea dreptului nu ar fi dependentă, ar fi total separată de mijloacele financiare pe care le are. Sistemele de drept funcționează în limita
mijloacelor pe care le are. Sunt sisteme care îți asigură justiție într-un termen foarte scurt, pentru că au bani suficient. Sunt justiții care e prost finanțată și asigură justiție într-un termen foarte lung. De aceea nu se poate distipula că nu se pun în discuție banii, deoarece sunt drepturile omului. Nu, eu nu asta am avut în vedere. O precizare, domnul Reitman, vă rog frumos. Вот ваша позиция такая размытая относительно сроков проведения экспертизы, она основана на том, что орган экспертизы подчинен Министерству юстиции, и вы всячески пытаетесь защитить департаментальный интерес и отсутствие департаментальной ответственности. Я могу вас заверить, что ничего такого нету. Я прямо сейчас могу заявить, что я согласен, если сделаете ссылку на какую-либо страну, хоть одну, которая у такие сроки установила. Не уйдем, ледишь, нам чертят анумица раз. Mulțumesc foarte mult, nu mai sunt întrebări în adresa Ministerului, vă mulțumim foarte mult. În continuare, o rugăm pe doamna Raisa Poschi, președintea Comisiei Juridice, Nume și Imunități, să ne prezinte raportul Comisiei. Stimate domnule președinte, stimați colegi, eu n-am să mă dau în detaliile acestui proiect de lege, el a fost cu lux de amănunte prezentat de către viceministrul Justiției. Vreau să zic că el cu adevărat a stârnit discuții în cadrul comisiei și de fapt acele întrebări abordate astăzi au fost și obiectul discuției și în cadrul comisiei. În acest context vreau să spun că a fost acest proiect examinat și avizat pozitiv de către un șir de comisii permanente ale Parlamentului. Am solicitat avizele la Curtea Supremă de Justiție, la Procuratura Generală și ca rezultat al dezbaterilor, membrii comisiei cu unanimitate de voturi au decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptarea proiectului cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului în lectura întâi. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dacă nu sunt întrebări în adresa comisiei, vă mulțumim, doamna Poschi. În continuare voi supune votului pentru aprobarea în primă lectură a acestui proiect și propun plenului proiectul de lege privind la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar numărul 273 din 8 iulie 2015 să fie supus votului pentru prima lectură. Cine este pentru aprobarea acestui în prima lectură, vă rog frumos să vă expuneți prin vot cu votul unanim a celor prezenți în sală. Proiectul de lege este aprobat în prima lectură. În continuare se propune pentru examinare și dezbatere proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 14 a legii 100 privind actele de stare civilă numărul 395 din 16 octombrie 2015, numărul 9 pe ordine de zi, prezintă proiectul domnul Nicolae Șanu, viceministru al Justiției. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, proiectul de lege supus atenției noastre vine doar să armonizeze legea privind actele de stare civilă cu legea privind administrația publică centrală de specialitate. Unica diferență în raport cu legea respectivă, deci unicul amendament care nu rezultă din acea lege, ține de posibilitatea stabilită pentru serviciu stare civilă de a crea oficii de stare civilă pentru două sau câteva orașe ori câteva oficii pe teritoriul unui municipiu sau oraș. Rog susținerea proiectului respectiv. Mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa autorilor, domnul Zagorodnu, vă rog frumos prima întrebare. Da, mulțumesc domnule președinte. Eu doar de cu titlul de precizare, fiindcă am făcut-o și în cadrul Comisiei Juridice, domnule Șanu. Deci, la capitolul denumirii funcției a directorului general se substituie cu denumirea de director. Să înțelegem că în urma acestor schimbări de denumire a funcției respective va urma și reorganizarea instituției respective, care soldează cu organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției respective și, în cazul dat, deci persoana care astăzi este în funcția respectivă urmează ca să fie, să spunem așa, mulțumit pentru activitatea respectivă și să vină o nouă persoană în funcție. Fiindcă
Noi cunoaștem foarte bine din punct de vedere politic, până nu de mult acest minister aparținea unui partid care astăzi nu doriți să participe la ședința Parlamentului, este vorba de PLDM. Și astăzi ministerul aparținea altei formațiuni politice și în cadrul acestor modificări să schimbă și, spunem așa, conducerea instituțiilor respective de sus, de la ministru până jos în teritoriu. Deci vă rog să ne explicați acest moment. Stimate domnule deputat, pot să vă asigur că Ministerul Justiției cred că i-a surâs norocul să aibă un ministru care respectă legislația Republicii Moldova și nu a proces la schimbarea persoanelor care, în conformitate cu legea, se bucură de stabilitate în funcție. Știind că o să fie întrebarea asta, chiar am solicitat și vă rog să vă notați, dacă vreți să puteți să verificați, proiectul respectiv este elaborat chiar de doamna care presupuneți că vrem să o schimbăm și a fost trimis în adresa Ministerului Justiției pentru a fi promovat în Parlament prin scrisoarea numărul 06-15-21 din 3 martie 2015. Am auzit asemenea discuții, am spus pentru lectura a doua, dacă cineva consideră că noi vrem să facem epurări de cadre prin acest lege, suntem gata să o amendăm astfel încât să fie clar că această lege nu poate servi de temei pentru disponibilizarea persoanelor. Și eu vă declar cu toată responsabilitatea că nu este scopul acestei legi. Dar, repet, suntem gata să scriem orice, inclusiv expres că directorul nu poate fi schimbat în baza acestei legi, dacă consideră Parlamentul necesar. Domnul Zagorodnei? Da, mulțumesc domnule Ieșanu, mă bucur v-a pălit acest noroc și sper că norocul ăsta să nu-i pălească cei din teritoriu care vor fi afectați de modificările respective. Dar totodată vreau să vă întreb, a doua întrebare, vreau să vă întreb dacă aceste modificări la legislație vor avea efect cu titlul de optimizări în teritoriu a oficiilor de stare civilă, fiindcă sunt careva momente la articolul 6, unde noi cum vedem. Deci stipulează felul următor, articolul 6, în cadrul serviciului stare civil pot fi create oficii stare civilă pentru două sau câteva orașe, ori câteva oficii pe teritoriul unui municipiu sau oraș. Deci să înțelegi aici că este vorba de optimizarea de oficii, spre exemplu, trei raioane o să aibă oficiul doar la Hâncești, spre exemplu, Cimișlie, Basarabească o să vină la Hâncești. Ca exemplu vorbesc. Sau în Chișinău, municipiul Chișinău are 5 sectoare, spre exemplu, poate să aibă un singur oficiu de stare civilă unde se meargă toți. Iată în acest context. Și dacă acest proiect de lege necesită careva cheltuieli financiare în urma modificărilor respective? Nu necesită cheltuieli financiare, însăși proiectul de lege nu pornește de la necesitatea efectuării schimbărilor la momentul actual. Pur și simplu, legea cu privire la administrația publică locală obligă să se schimbe regulile de organizare și funcționare a autorităților subordonate ministerilor. Noi facem acest lucru și în temeiul acestei legi nu se preconizează de făcut acest lucru, doar noi punem posibilitatea că guvernul să poată decide acest lucru când o să decide. Dar la moment nu se examinează asemenea opțiuni. Nu se examinează, pur și simplu. Dacă cumva cunoașteți că undeva se examinează acest subiect, eu fiind responsabil în minister de acesta, nu am auzit, suntem gata să discutăm, dar noi nu am discutat acest subiect. Mersi foarte mult. În continuare, se pare că nu mai sunt întrebări. Vă mulțumim, domnul Ieșanu. O invităm pe doamna Apolski, președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, să ne prezinte raportul Comisiei la acest subiect. Stimate domnule președinte, stimați deputați, Comisia a examinat acest proiect de lege, inițiativa Guvernului. Vreau să spulber poate din temerile care au fost aici evocate, dar vreau să vă spun că modificările propuse la articolul 14, alineatul 4 secund, vizează substituirea denumirii funcției conducătorului, directorul general, cu cea de director și corelează cu prevederile alineatului 5, articolul 15, în care este clar indicat că autoritatea administrativă din subordinea ministerului este condusă de către director și nu de director general. Asta este, de fapt, racordarea la cadrul legislativ. Și vreau să vă zic cu referire la
și avizele comisiilor permanente, a Direcției Generale Juridice, Comisia cu votul majorităților membrii a propus acest proiect de lege spre examinare Parlamentului în prima și a doua lectură. Eu vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa Comisiei Juridice, vă mulțumim frumos, doamna Apolski. Nu sunt întrebări. În continuare, propun plenului votul pentru prima lectură, ca acest proiect să fie adoptat în prima lectură, și anume proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 14 a legii numărul 100 din 26 aprilie 2001, ce ține de actele de stare civilă, proiectul numărul de înregistrare 395 din 16 octombrie 2015. Cine este pentru aprobarea acestuia în prima lectură, vă rog frumos să vă expuneți prin vot. Vă mulțumesc foarte mult. În unanimitatea celor prezenți în sală, proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură. Dragi colegi, proiectul numărul 10 pe ordine de zi, ce ține de importul unui autovehicul, cu regret nu poate fi prezentat, deoarece probabil nu sunt autori, da? Da, autorii nu sunt, respectiv proiectul numărul 188 din 11 mai 2015, îl transferăm pentru perioada următoare. În continuare se propune pentru examinare și dezbatere proiectul de hotărâre pentru completarea punctului 1 litera din hotărârea Parlamentului numărul 433 din 26 decembrie 90 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă. Republica Moldova prezintă proiectul numărul 421 din 30 octombrie 2015. Poftiți, domnul Creciuneac, dacă nu greșim, viceministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Prezentați proiectul, vă rugăm. Dar asta poate nu e zi de odihnă, dar e zi de comemorare, să vedem despre ce este vorba. Stimate domnule președinte, stimați deputați, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Parlamentului pentru completarea punctului 1 din hotărârea Parlamentului 433 din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zile de sărbătoare și la zile de odihnă în Republica Moldova. Proiectul respectiv pornește de la politicile naționale bazate pe principiile de toleranță și eliminarea tuturor formelor de discriminare și antisemitism, consolidarea dialogului cu grupurile minorităților naționale. Holocaustul a fost unul dintre cele mai îngrozitoare genociduri din istorie, care a supus pericolul existența unui șir de popoare, printre care evrei, romii și reprezentanții altor etnii. Subiectul drepturilor minorităților naționale figurează constant în agenda dialogului Republica Moldova-Uniunea Europeană privind drepturile omului, precum și în discuțiile cu OSCE-ul, Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite, Statele Unite ale Americii, etc. Ținând cont de practicile instituite în statele europene, istoria și modelul de conviețuire pașnică a minorităților naționale în Republica Moldova, importanța asigurării unui dialog eficient cu minorități naționale și relevanța prevenirii fenomenelor tragice din trecut, considerăm oportună instituirea oficială a zilei de 27 ianuarie în calitate de ziua comemorării victimilor Holocaustului. Considerăm că o asemenea decizie va avea efect imediat atât în domeniul politicilor naționale privind minoritățile etnice, cât și politic, mai ales în contextul implementării agendei de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. De asemenea, va demonstra atașamentul față de valorile europene și va prelua bunele practici în domeniul promovării toleranței, eradicării antisemitismului și xenofobiei. Pe de altă parte, va contribui la consolidarea, adnotarea eforturilor Republicii Moldova atât în plan legislativ, cât și instituțional, în vederea combaterii antisemitismului, precum și a căror forme de manifestări antirasiste, xenofobie, discriminare rasială și intoleranță. Reșind din cele expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa autorilor, domn Voronin, vă rog frumos să aveți prima întrebare. Da. Aceasta nu contrazice și Constituție? Nu. Nu o să fie anulată de Curtea Constituțională? Cum a anulat folosirea simbolurilor fasciste? Nu anulare, dar introducerea simbolurilor fasciste în Moldova.
Vedeți, dumneavoastră, foarte simpatic ați venit cu această propunere. Într-adevăr, Holocaustul nu trebuie uitat de nimeni. Dar întrebarea nu este pentru dumneavoastră, dar pentru tot Parlamentul, și iarăși mă refer la ce își permite Curtea Constituțională din țara noastră. Maladesc că ați venit cu această propunere. Votăm unanim. Vă mulțumim foarte mult. În continuare, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim, domnul Crăciuneac. Vă mulțumim, domnul Crăciuneac. Mulțumesc. În continuare, luând în considerare că nu este domnul Hătineanu în sală, dacă ați putea cineva să, din partea Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, vicepreședinte sau secretarul Comisiei, dacă ați putea să prezinte raportul. Vă rog frumos, dacă ați putea să veniți la tribuna principală, că avem o tradiție atât de frumoasă să vedem pe toți eroii acestei țări la tribună. În sensul bun al cuvântului. Vă mulțumim foarte mult. Poftiți. Stimat domnul președinte, stimați colegi, Comisia pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a examinat proiectul de hotărâre nominalizat și cu 5 voturi pro și 2 obținuți propune spre latitudinea Parlamentului examinarea acestei hotărâri. Vă mulțumim foarte mult. Raportul este clar. Vă mulțumim foarte mult pentru raport. Întrebări nu sunt în adresa Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Voi supune votului această hotărâre. Este o hotărâre de Parlament. Votul, aprobarea hotărârii se face prin votul majorității celor prezenți în sală. Iată de ce propun plenului aprobarea acestei hotărâri. Cine este pentru aprobarea proiectului numărul 421 din 30 octombrie 2015, proiect de hotărâre pentru completarea punctului 1 litera A din hotărârea Parlamentului 433 din 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova, prin instituirea zilei comemorării victimelor Holocaustului. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri, vă rog frumos să vă expuneți prin vot. Majoritatea celor prezenți în sală, celor prezenți în sală, proiectul de hotărâre a fost aprobat și adoptat. Vă mulțumesc mult! În continuare se propune pentru dezbateri și examinare proiectul de lege privind la modificare și completarea unor acte legislative numărul 242 din 5 iunie 2015. Domnul Oleg Babin, viceministru afacerilor interne, dacă ați putea, vă rog, să ne prezentați proiectul numărul 12 de pe ordine de zi. Stimate domnule președinte, stimați deputați, prezint atenție dumneavoastră proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, elaborat în scopul asigurării aplicabilității legii 218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forței fizice, mijloacelor speciale și a armelor de foc. Proiectul prenotat are un caracter tehnic, amendamentele fiind propuse în sensul concretizării și stabilirii expres a referinței la legea specială care stabilește temeiurile, condițiile, limitele aplicării forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc. Respectiv, scopul prezentului proiect este unificarea cadrului juridic și instituțional de aplicare a mijloacelor speciale, precum și protejarea statului de drept. Potrivit articolul 3 din legea 218, acesta se aplică obligatoriu personalului care dețin grade și statut special din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Protecție Pază de Stat, Departamentul Instituției Penitenciare. Totodată, prin urmare, proiectul de lege prevede operarea modificărilor în actele legislative de bază ale subiecțiilor legii menționate, implicit la legea privind organele securității statului, legea cu privire la sistemul penitenciar și legea privind Serviciul de Informații și Securitate. Implementarea prevederilor prezentului proiect nu necesită alocarea de mijloace suplimentare din buget. Solicităm susținerea acestui proiect. Vă mulțumim foarte mult. Dacă sunt întrebări în adresa autorilor, se pare că nu sunt. Vă mulțumim mult. Succese în continuare. Domnul Tilă, vă rugăm să ne prezentați raportul Comisiei pentru Securitate
Națională a Apărării și Ordine Publică. Domnule președinte, stimați colegi, elaborarea proiectului prenotat rezidă din necesitatea ajustării cadrului legal în domeniu la prevederile legii 218 din 2012 privind modul de aplicare a forței fizice, mijloacelor speciale și a armelor de foc. Astfel, se propune amendamentele la capitolul cu privire la condițiile și limitele aplicării forței fizice, mijloacelor speciale și a armelor de foc la drepturile militarilor și al angajaților din organele securității statului, sistemului penitenciar, VAMAL și persoanelor special împuternicite din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat și al Serviciului Pescicol. În contextul celor relatate, Comisia Securitate Națională Apărare și Ordine Publică propune Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificările și completarea unor acte legislative spre examinare și aprobare în prima lectură. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul Voronin, în continuare. Aveți întrebări în adresa Comisiei? Eu și de la raportor n-am înțeles. De la Comisie tot n-am înțeles. Totuși, la concret, despre ce vorbă? Împușcăm sărază la poraje, orice facem, dacă se introduce legea aceea, modificările acestea. Despre ce vorba la concret? Și voi modificați, și propuneți? Și domnul președinte Voronin, este un proiect tehnic, unde se scrie foarte clar când, unde și cum putem să aplicăm arma de foc prima, cine până, are până, dreptul. Până acum n-am avut așa. Era o chestie confuză, fiindcă erau băgate fiecare serviciu cu treaba lui. Acum așa. Le-am adunat toate la un loc și am adus aici și, dacă ați observat, serviciul Pescicol și Inspectoratul Ecologic. Așa. Acum este o lege pentru toți egală și un colaborator, un angajat a acestor ministere de forță, ușor poate să știe când își permite să acorde o chestie fizică sau să aplice arma de foc. Este o chestie delimitată și este foarte ușor pentru angajații. Dar în baza citerii acestor împuterniciri pentru toți care sunt numărat dumneavoastră, stă totuși legea care a fost mai înainte, da? Referitor la folosirea armei de foc. Da, stă legea. Sau și aici sunt modificări? Nu. Stă legea 218 din 2012. Ea a fost modificată odată, dar au rămas niște lucruri care nu s-au dus până la bun sfârșit. Acum noi am îmbunătățit-o, domnule președinte. Mulțumesc că acum am înțeles și noi și fracțiunea am înțeles. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Nu mai sunt întrebări, stimate domnule Untilă, vă mulțumim foarte mult și succese în comisie. Propun plenului aprobarea proiectului de lege în primă lectură, și anume proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 242 din 5 iunie 2015. Cine este pentru aprobarea acesteia în prima lectură, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Mulțumesc foarte mult. Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritatea, cu unanimitatea celor prezenți în sală, a fost aprobat în prima lectură. Următorul proiect de lege potrivit agendei, sau mai bine zis, un proiect de hotărâre pe numărul 450 din 9 noiembrie 2015, numărul 14 pe ordine de zi, ce ține de formarea Comisiei de Anchetă pentru Evaluarea Executării Angajamentelor legate de aeroport. Nu sunt autorii, de aceea permiteți să amânăm acest subiect pentru săptămâna viitoare. Nu, dragi colegi, haideți să fim corecți. Este pe ordinea de zi, noi îl amânăm din cauza lipsei autorilor care nu sunt pentru a prezenta proiectul. În continuare, propun pentru examinare și dezbatere în plenul Parlamentului proiectul numărul 15 de pe ordine de zi, numărul 337 din 28 septembrie 2015, proiect de lege privind supravegherea pieței, prezintă proiectul domnul Valeriu Triboi, viceministru al economiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnilor deputați. Guvernul prezintă spre adoptare proiectul legii privind supravegherea pieții. Proiectul are ca scop stabilirea unui cadru legal de supraveghere a pieții în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare conform cu normele comunitare,
în vederea asigurării corespunderea acestora la introducerea sau punerea la dispoziție pe piață a și cerințele esențiale stabilite în reglementările tehnice aplicate. Având în vedere că pentru diferite tipuri de produse sunt stabilite diferite autorități de supraveghere a pieței, pentru realizarea politicilor în domeniu, activitatea cărora este reglementată prin cadrul normativ vertical, care pot conține stipulări diferite, iar în unele cazuri contradictorii, se impune necesitatea elaborării unei legi cu stabilirea cerințelor generale unice. Este important de menționat că proiectul introduce unele prevederi noi pentru domeniul supravegherii pieței, neaplicate până în prezent în Republica Moldova, cum ar fi crearea unui mecanism care să asigure accesul pe piață doar a unor produse sigure și calitative, se exclude dublarea în acțiunile de supraveghere și control ale autorităților de supraveghere, se prevede integrarea autorităților de supraveghere a pieței într-un sistem unic de colaborare între aceștia. Rog susținerea proiectului în prima lectură. Vă mulțumim foarte mult. În continuare, întrebări în adresa autorilor. Doamna Ivanova, rog frumos, aveți prima întrebare. Vă mulțumesc. Domnule viceministru, spuneți-vă rog, în lista autorităților responsabile de supraveghere a pieței, precum și lista produselor, este clar produsele, mașini, instalații și așa mai departe. Spuneți-vă rog, cum au apărut aici emisiile de zgomot în mediu? Ce fel de produs? Cum le-ați calificat? La mediu este ambalaje și deșeuri de ambalaje. Da, dar emisiile de zgomot. Probabil este o eroare, rog să excludeți. Cred că este o eroare, da. Prima întrebare. Și a doua întrebare, deci mă refer iarăși la lista aceasta, referitor la autoritatea de reglementare. Potrivit acordului care guvernul, acordul de asociere, guvernul a semnat și instituția pe care o conduceți dumneavoastră trebuia să-l negocieze, deci în articolul 16, chestiunile cei ce țin de zgomot sunt la capitolul mediu. De ce dumneavoastră puneți ca responsabil Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcție și Inspecția de Stat în Construcție? Probabil este iarăși o greșeală. Vă rog foarte mult, deci s-o soluționez. Deci este în responsabilitatea, într-adevăr, a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în responsabilitatea Autorității de Supraveghere a Pieții și anume Inspecția de Stat în Construcții. Este o eroare pentru lectura a doua, vă rog să revedeți. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru lectura a doua. Comisia și autorii, într-adevăr, să examineze acest subiect. Nu mai sunt alte întrebări. Vă mulțumim mult, domnul Treboi. În continuare o rugăm pe cine să rugăm noi din Comisia Economie, Buget și Finanță. Poftim, domnul Reitman, să ne prezentați raportul Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe. Stimați domnul președinte, stimați colegi, Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege privind supravegherea pieței prezentat de Guvernul Republicii Moldova și comunică următoarele. Proiectul de lege privind supravegherea pieței propune, creează cadrul legal necesar pentru aplicarea prevederilor regulamentului numărul cutare-cutare, de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor. În același context de armonizare a legislației naționale la regoarele europene, din domeniul acreditării și supravegherii a pieței, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea privind activitatea de acreditare și evaluare a conformității numărul 235 din 1 decembrie 2011. Proiectul de lege propus spre examinare stabilește cadrul legal pentru supravegherea pieței în ceea ce privește corespunderea produselor nealimentare, cerințelor esențiale care oferă un nivel înalt de protecție a intereselor publice, precum sănătate și siguranță în general. Nu, și așa mai departe. Implementarea prevederilor proiectului de lege nu implică reorganizări instituționale și nu necesită crearea de noi structuri,
și se reduc doar la realizarea măsurilor organizatorice în vederea informării și instruirii agenților economici privind responsabilitatea și așa mai departe. Proiectul de lege este avizat de comisiile permanente ale Parlamentului și de Centrul Național Anticorupție. În contextul celor expuse și în rezultatul examinării proiectului de lege, Comisia Economie, Buget și Finanțe, cu vot unanim, a decis susținerea proiectului de lege numărul 337 din 28 septembrie 2015 și îl propune Parlamentului spre adoptare în primă lectură. Vă mulțumim foarte mult. În continuare, dacă sunt întrebări în adresa Comisiei, nu sunt, vă mulțumim. Voi supune votului aprobarea în prima lectură a proiectului de lege privind supravegherea pieței numărul 337 din 28 septembrie 2015, numărul 15 pe ordinea de zi de bază. Cine este pentru aprobarea acestuia în prima lectură, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Unanimitatea celor prezenți în sală, proiectul de lege numărul 337 a fost votat în prima lectură. Vă mulțumesc. În continuare se supune examinării și dezbaterii proiectul de lege pentru modificare și completarea unor acte legislative numărul 338 din 28 septembrie 2015, numărul 16 pe ordine de zi. Prezintă proiectul domnul Valeriu Tribou, viceministru a Economiei. Proiect de lege pentru modificare și completarea unor acte legislative. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnilor deputați. Guvernul prezintă spre adoptare proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative. Este un proiect conex la proiectul 337 propus anterior. Astfel se propune modificările la un șir de acte legislative, și anume la legea privind securitatea generală a produselor numărul 422 din 22 decembrie 2006, la fel și la legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător numărul 131 din 8 iunie 2012. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa autorilor, domnul Voronin, vă rog frumos. Această propunere, inițiativă, se referă și la produsele importate din țările membre UE? La toate produsele. Nealimentare. Industriale. Nealimentare. Industriale. Da, eu am avut o întrebare, problema alimentară. Mulțumesc. Alimentare, vă mulțumim. Sunt special, colegi. Vă mulțumim, nu mai sunt întrebări. Vă mulțumim, domnul Tribou, succes în activitate. În continuare, îl rugăm pe domnul Reitman dacă ar putea să... Vă rugăm la tribună, da. Mișcarea e sănătate, domnul Reitman. De-aia să folosim oportunitatea de a ne mai mișca. În două cuvinte, proiect de lege este realizat de comisiile permanente, Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului și de Centrul Național Anticorupție. În rezultatul examinării proiectului de lege, Comisia Economie, Buget și Finanțe cu 7 voturi pro propune adoptarea proiectului de lege numărul 338 din 28 septembrie 2005 în primă lectură. Vă mulțumim. Dacă nu sunt întrebări în adresa Comisiei, vă mulțumim, domnul Reitman. Voi supune votului pentru aprobarea în primă lectură a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 338 din 28 septembrie 2015, numărul 16 pe ordine de zi. Cine este pentru aprobarea acestuia în primă lectură, vă rog frumos să vă expuneți prin vot. Vă mulțumesc. Majoritatea, unanimitatea celor prezenți în sală, proiectul numărul 338 a fost aprobat în primă lectură. Înainte de a trece la ultimele proiecte, din care chiar tehnice, din suplimentul de la ordinea de zi, dați-mi voie să trec în revistă prin a reitera soarta, statutul proiectelor de ordine de zi de bază și, în mod special, cele amânate. Se amână pentru săptămâna viitoare, data de 3 și 4 decembrie 2015, următoarele proiecte. Votul pentru 379 din 25 septembrie 2013, proiectul numărul 283 din 16 iulie 2015, 285 din 16 iulie 2015, 287 din 16 iulie 2015, 188 din 11 mai 2015 și 450
din 9 noiembrie 2015, precum și rapoartele ce ține de activitatea Comisiei Naționale de Integritate 1067 și 1923, la fel amânate pentru săptămâna viitoare. Și acum, la supliment, și la fel amânat, evident, proiectul numărul 377 din 12 octombrie 2015, poziția numărul 13. Aveți perfectă dreptate, vă mulțumesc foarte mult. În continuare trecem la suplimentul de la ordinea de zi și în continuare propunem spre, pentru examinare și dezbatere proiectul numărul 195 din 14 mai 2015 pentru lectura finală. Doamna Raisa Polski, vă rugăm să ne prezentați proiectul pentru lectura finală. Stimate domnule președinte, stimați colegi, Comisia Juridică a examinat acest proiect de lege, cu toate că el a fost adoptat în ambele lecturi de către plenul Parlamentului, dar în cadrul redactării acestui proiect a fost observată o mică greșeală tehnică, dacă vreți, vis-a-vis de proiectul în cauză, și anume, în Parlament există două proiecte de hotărâri care vizează modificarea, mă refer la acest proiect, la articolul 1, punctul 1, la articolul 67, alineatul 2, în care a fost propusă completarea în final cu textul, iar în cazul condamnatului care nu este antrenat în activități de bază și așa mai departe. Deci alineatul 4, care vizează redenumirea invalizilor de gradul 1 și 2 cu terminologie care este aplicabilă astăzi în actele legislative, dar aceeași modificare se propune și în proiectul de lege 36, care se află la examinare în Comisia de Fond Protecție Socială, el acolo și are locul, și în cadrul redactării acestui proiect de lege, Direcția Juridică a făcut această observație și, examinând în cadrul Comisiei, noi considerăm că și cu votul unanim a membrilor Comisiei am decis să propunem plenul Parlamentului adoptarea în lectură finală cu excluderea modificărilor propuse la articolul 67 alineatul 4 din codul penal. Mai mult, la articolul se propune completarea articolului 392 a codului contravențional, 392 prim cer, iertare, codului contravențional, și din greșeală nu s-a indicat cuvântul contravenție, ci s-a operat cu noțiunea infracțiuni. Acestea fiind, de fapt, acele greșeli care au fost depistate în cadrul redactării, asta și motivat să propună Comisia Juridică examinarea acestui în lectura finală cu rectificările de rigoare. Eu vă mulțumesc și vă rog să aprobăm acest proiect de lege în lectura finală. Mulțumim foarte mult. Dacă sunt întrebări în adresa doamnei Apolski, vă rog frumos. Nu sunt. Vă mulțumim pentru dezbaterea subiectului în lectura finală. Urmează votul. Dacă nu aveți nimic împotrivă, la fel săptămâna viitoare. În continuare, rugăm doamna Polski să ne prezinte două proiecte tehnice, și anume proiectul numărul 466 și 467, ce ține de componența nominală a comisiilor permanente și, în cazul supleanților, la fel. Proiectele 2 și 3 pe ordine de zi. Așelă nu să mil. Stimate domnule președinte, stimați colegi, am examinat proiectul de hotărâre în baza proceselor verbale a fracțiunilor și această hotărâre urmează a fi modificată și completată în felul următor. Proiectul de hotărâre a fost perfectat în conformitate cu deciziile, așa cum am menționat, a fracțiunilor parlamentare care sunt anexate la proiect totodată. În procesul examinării acestuia în cadrul comisiei, din partea deputaților fracțiunii parlamentare Partidul Liberal Democrat, a parvenit propunerea de modificare a proiectului prin substituirea sintagmei fracțiune parlamentară Partidul Liberal Democrat prin sintagma deputat neafiliat în cazul deputaților Leancă, Iuri, Carpov, Eugen, Juravski, Nicolae și Șterbat Petru, care au fost anterior delegați de către această fracțiune în comisie.
De asemenea, în temeiul extrasului din procesul verbal numărul 5 în 18 noiembrie 2015 a fracțiunii Partidul Liberal se propune modificarea anexei numărul 9 al proiectului prin delegarea deputatului Gutiu Martur la funcție de secretar în cadrul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie. Și în conform cu votul unanim a membrilor prezenți, comisia a decis să propună spre adoptare acest proiect de hotărâre. Vreau să atenționez plenul Parlamentului că de fapt am proces la o redacție nouă a hotărârii vis-a-vis de componența comisiilor, pentru că ea a fost de multiple ori modificată, completată și era o neînțelegere. De fapt aveți propusă varianta redactată din nou. Mulțumesc. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa Comisiei la aceste două proiecte de hotărâri, numărul 466 și 467, se pare că nu sunt. Vă mulțumim, doamna Apoischi. Vă rugăm să prezentați și proiectul 467, ce ține de suplean și după aia o să le punem la vot pe ambele. Stimați colegi, Comisia Juridică Numiri și Imunități a examinat proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea din 5 martie 2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului. Proiectul de hotărâre prevede expunerea redacției nouă al articolului 1 din hotărârea nominalizată, în care au fost luate în considerație toate modificările care au avut loc în componența Corpului de Deputați ai Parlamentului până la momentul actual și, drept urmare, cu unanimitate de voturi, Comisia propune adoptarea de către plen a acestei hotărâri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Se pare că nu mai sunt întrebări, doamna Apoischi. Vă mulțumim! Voi supune votului ambele proiecte. Se supune votului aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea anexelor la hotărârea numărul 9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului, numărul 466 din 13 noiembrie 2015. Cine este pentru aprobarea acestuia, vă rog frumos să vă expuneți prin vot. Unanimitatea celor prezenți în sală, proiectul de hotărâre numărul 466 a fost aprobat. Și în continuare, la fel, se propune votului pentru aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din hotărârea 29 din 5 martie 2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului, numărul 467 din 13 noiembrie 2015. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Unanimitatea celor prezenți din sală, proiectul de hotărâre numărul 467 din 13 noiembrie 2015 a fost aprobat. În continuare, se propune pentru examinare și dezbatere proiectul numărul 406 din 22 octombrie 2015. Subiectul nu a fost decis de plen până la urmă în privința amânării din cauza lipsii coraportului. Plenul decide evident, dar avem raportul, avem autorii și raportul comisiei. Numărul 406 din 22 octombrie 2015. Vă rugăm frumos, domnul Untilă, să prezentați proiectul din numele autorilor. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Estimați colegi, fac parte din grupul de autori al acestui proiect. Vreau să vă spun că, la părerea mea, este unul foarte important astăzi și el, în mod direct, poate afecta securitatea Republicii Moldova. Și vreau să vă spun de ce. În primul rând, aceste lucruri ne-au sugerat această idee atunci când am văzut în fața Parlamentului undeva în jur de 500-600 de oameni îmbrăcați în camuflaj. Am ridicat legislația Republicii Moldova și am văzut că legiuitorul a avut grijă de aceste lucruri și a interzis chiar și structurilor de protecție și pază să poartă această uniformă camuflaj, din motiv că dreptul la port camuflajului are doar unitățile cu destinație specială a Ministerului de Interne, Ministerului Apărării, SIS-ul și alte structuri ale statului. Ok, nu e interesant pentru toată lumea, dar eu o să mă strâng de mai departe să vă conving. Vreau să vă spun că în moment cât nu au apărut grupurile organizate de cetățeni în aceste camuflaje, nu deranja pe nimeni acest lucru. Acum vreau să vă spun că, de pildă, chiar ieri în Vama Leușeni a intrat două camioane pline cu complete de uniformă.
Pentru ce vin uniformele astea în Republica Moldova? Care este scopul lor? Și temerea noastră este că pot să apară structuri paramilitare sau acei soldăței verzi care au apărut în Crimea și care au făcut probleme ucrainenilor. De aceea, din reșind toate acele expuse, noi am pregătit un proiect de lege care pe parcurs l-am îmbunătățit, fiindcă au venit propunerile din partea deputaților, comisiilor parlamentare, direcția juridică ne-a sugerat niște idei, noi l-am îmbunătățit și acum noi îl propunem puțin în altă redacție, fiindcă a apărut problema celor care au luptat la Nistru, afganezilor, altor categorii care odată în an îmbracă uniforma și iese la defilare în această uniformă, nu putem să ne îngrădim dreptul. Mai sunt vânătorii care îmbracă această uniformă, mai sunt alte categorii, de aceea noi vă prezentăm acum un variant care, la părerea mea, o să satisfacă toată lumea și noi o să putem ca să interzicem cetățenilor Republicii Moldova ca să poartă această uniformă atunci când este vorba de securitatea statului. Deci, articolul 1, legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei, numărul 1245 din 2002, se modifică după cum urmează. Articolul 21, alineatul 3, după cuvântul departamentală, decompletat cu poziția, precum și purtarea hainei similare celor militare, în paranteză de camuflaj, de către persoane fizice în locurile publice, noi am introdus, în locurile publice, cu excepția zilelor comemorative, zilelor de sărbători și zilelor de odihnă în Republica Moldova. În felul acesta, practic, noi am scos celelalte categorii care nu au treabă cu formarea grupurilor paramilitare în Republica Moldova, le-am exclus ca să nu sufere după modificarea acestei legi și mai mult sunt magazine de haine de vânători, chestii astea care oamenii au investit bani acolo și noi într-un fel îngrădim dreptul ca să-și ia venitul pe care ei l-au preconizat. Stimați colegi, vă rog foarte mult să susțineți acest proiect de lege, credeți-mă, este unul chiar foarte important. Vă mulțumim în continuare, domnul Voronin, poftiți. Într-adevăr, la noi trebuie, nu numai referitor la ceea ce a raportat domnul Untilă, e genetic clarificat cine și formă poartă. Eu, dar nu știu, când intru în Parlament, pe mine cine mă întâlnesc, persoane din paza de stat a Republicii Moldova sau din paza de stat a României. Am rog să frumos. Dacă mă uit la uniform, nu înțeleg. Acum, aveți dreptate și prin altă dimensiune. Eu doar singur am fost mirat când am văzut în coloana noastră care mergea spre memorialul veșniciei, când am văzut pe spate scris Antifa. A fost așa ceva. Da. Da. Și ne-am început a lupta și până acum nu terminăm lupta cu acest Antifa. Dar cum ați fi gestionată, cum ați fi controlată executarea? Și ați fi dezbrăcați pentru rupe aștia prin formă verde. Sau așa ceva. Da, vă mulțumesc, domnul președinte Voroni, pentru întrebare. Vreau să vă spun că este articolul 2, care îl modificăm de asemenea, este vorba despre codul contravențional și în articolul 372 se completează cu alineatul 3, unde urmează după text. Purtarea hainei similare celor militare de camuflaj de către persoane fizice în locurile publice, cu excepția zilelor comemorative, zilelor de sărbători și zilelor de odihnă a Republicii Moldova, se sancționează cu o amendă de la 100 până la 150 de unități convenționale. Am avut discuții cu Ministerul Apărării, care știți că au subdiviziune de comendatură. Și sunt de acord după implementarea acestui proiect de lege ca comendatura sau patrula care o să meargă prin Chișinău să aibă de când în când grijă. Este important să arătăm două, trei cazuri de sancțiuni și atunci cred că cetățenii au să înțeleagă acest lucru. Domnul Voronin, mai aveți precizări sau altă întrebare? Da, noi o să susținem. În orice caz, acesta este un control suplimentar și nu mesic, mai ales în timpurile zilelor noastre, dacă ne vedem ce se face în Europa și în alte țări, cu terorismul și cu multe chestii, da. Noi o să susținem, dar trebuie de văzut cum o să fie controlată executarea. Vă mulțumim în continuare, domnul Reșetnikov, poftiți. Mulțumesc, domnule autor. Într-adevăr, proiectul prezentat noastră necesită precizări și formulări foarte clare pentru ca să fie posibil să fie aplicat.
și propunerile care le-ați expus și acum deja în prezentarea plenului Parlamentului, la fel necesită probabil deja pentru a doua lectură modificări și concretizări. Pentru că, de exemplu, așa cum a spus dumneavoastră, în locuri publice, portul în locuri publice, bine, locurile publice există și, sau spații publice și străzile și oficiile administrative și oficiile agenților economici și magazinele, toate sunt locuri publice. Dacă o persoană se duce la magazin să procure ceva pentru pescuit sau pentru vânătoare sau iese pur și simplu într-o maio de culoare respectivă, oricum este loc public. Poate intenția dumneavoastră în calitate de autor a fost de a specifica în cazul acțiunilor în masă sau acțiunilor de alte, unde vin mai multe persoane. Iată, aici trebuie să specificați ca să fie exact și clar că persoanele nevinovate să nu suferă din cauza aplicării unei astfel de formulări neclare. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Eu nu cred că noi să putem să cuprindem tot. E bine când poți încerci să cuprinzi necuprinsul. Ne-am gândit mult la această formulare. La început nu era, lipsea spațiu public. Eu cred că a fost o propunere bună, a venit de la domnul Ișanu, pare că el ne-a dat ideea asta. Eu vreau să vă mai spun un lucru care nu dea domnul să aibă loc. Ce se întâmplă în caz când se încep niște dezordini în masă și vine ministerele de forță să-și facă datoria? Cum o să înțelegem noi unde sunt unitățile speciale și unde sunt cei care protestează sau cei care fac dezordine în masă? Aici este cel mai important din toate lucrurile. Aduceți vă aminte anul 92, îmblam cu cordele albe la mână ca să îndeosebim unul de altul de unde suntem. Acesta este cel mai important. Și încă una, noi autorii acestui proiect de lege și Comisia Securitate vrem să facem tot posibilul ca să îngrădim apariția în Republica Moldova a trupelor paramilitare. Aceasta este ideea noastră. Doar asta. Cum o să o facem, depinde de noi. Eu sunt convins că nu este perfect ceea ce am prezentat. O să ne strângem în cazul Comisiei Parlamentare în lectura a doua să îmbunătățim acest lucru, dar vă rog foarte mult, în calitatea mea de autor și de președinte a Comisiei Parlamentare, Comisia a susținut cu majoritatea de voturi acest proiect de lege, vă rog foarte mult ca și plenul Parlamentului să susțină acest proiect. Domnule președinte a Parlamentului, dacă îmi permiteți, cred că putem să presupunem că am raportat și din partea Comisiei. Da, numai că evident și raportul Comisiei la fel o luăm în considerare, doar că încă mai sunt întrebări în adresa dumneavoastră ca și autor. Domnul Gorilă, vă rog frumos. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Tile, eu sunt de acord cu dumneavoastră și ieri la Comisie am discutat că în această direcție trebuie de făcut o leacă de regulă, că chiar în ultimul timp, țara noastră seamănă la un partizanski atriad mare, dar nu la o țară civilizată. Dar sunt întrebări. Eu am tot niște întrebări și ieri le-am ridicat și vreau să le continui. Prima întrebare care a ridicat-o domnul Reșetnică, totuși noi trebuie să ne gândim binișor la acest loc public. Dacă în centrul satului, un magazin micuț, e loc public? E loc, da, public. E loc public. Da, și trebuie de văzut aici cum, că noi să avem probleme în această direcție. Și ieri a fost pus concret la comisie că prima judecată o să fie pierdută și a doua, și a treia, și a patra, și oamenii o să câștige. A doua întrebare care eu vreau să vă dau dumneavoastră, dumneavoastră și ieri am discutat, sărbătorile Republicii Moldove, a spus corect, dar ce facem cu sărbătorile care le sărbătoresc a fost Uniunii Sovietice. De exemplu, 2 august, când se strâng sute de băieți și toți sunt îmbrăcați în militar. Ce facem noi cu dânșii atunci? Ei nu-i sărbătoarea Republicii Moldova, dar toată viața sărbătoarea asta o sărbătoresc băieții ăștia care au făcut serviciu în aceste trupe. Da, asta e ziua parașutiștilor. Și eu ies atunci cu sute de băieți în oraș și eu mă îmbrac militar. Ce facem noi cu sărbătoarea asta? Și ce o să facă poliția cu sărbătoarea asta? Da, vă mulțumesc. Da, vă mulțumim. Să ascultăm răspunsul. Domnul Gorilă, eu vreau să repet încă o dată că noi, autorii, am elaborat acest proiect de lege pentru a stopa apariția forțelor paramilitare în Republica Moldova. Am făcut acest proiect de lege pentru a stopa acest lucru prin interzicerea portcamuflajului. Ce aici spuneți dumneavoastră, noi, autorii, dar și cei care vor să execute legea, trebuie să dai seama, dacă vine Moș Ion după țigări la magazin în centrul satului, cred că nu o să fie problemă ca sectorii să-l apuce de... Poate să-l preîntâmpine ca să nu facă acest lucru.
când o să apară o persoană, nu o să fie probleme. Când o să apară 3, 5, 7 persoane, atunci poate să apară problemele. Dacă o să fie de ziua care spuneți dumneavoastră, a trupilor aeroportate sau a marinarilor din Republica Moldova sau altora, atunci eu cred că ele ușor poate să treacă la zilele comemorative, chiar dacă ele lipsesc din calendarul Republicii Moldova. Eu nu văd, noi nu putem să schimb pentru fiecare chestie în parte. Noi trebuie să atingem scopul care ne l-a pus în fața noastră și el poate acum este jumătate de an necesar, poate pentru viitor nu va mai fi necesar. Să vedeți că legiuitorul atunci când a modificat legea a avut grijă și vă spun că a interzis la tot ce ține de protecție și pază. Dumneavoastră nu o să vedeți nicio structură astăzi din acest domeniu care are camuflaj. Au diferite forme speciale, verde, galbenă, albastră. N-au nimeni camuflaj, pentru că el a fost interzis. Scopul era ca să punem în prim plan structurile speciale ale Ministerilor de Forță, să le scoatem, că ele sunt cele care vin în acest camuflaj și camuflajul de la sine, într-un fel, este superior celor care stau în stradă. Am făcut acest lucru, dar am scăpat din vedere că persoanele fizice poate să se îmbrace și să adune până la 1200, cum a fost o bună zi aici în fața Parlamentului. Vă mulțumim. În continuare, domnul Voronin, mai aveți a doua întrebare? Încă o dată menționez necesitatea și chiar mulțumesc pentru inițiativa înaintea acestui proiect, mai ales reînșind din decizii de ieri a Curții Constituționale despre ce poate folosit simbolurile fasciste. Și noi mâine vedem pe toți Hitler Jung, Hitler tu da, Hitler tu da. Deci ei trebuie de votat și de susținut acest lucru. În formă SS-ovță, a să-i vedem. Da, da. Vă mulțumim. În continuare, domnul Reitman, vă rog frumos. Господин Нутило, есть предложение рассмотреть во втором чтении такие ограничения, как, предположим, лицензирование по производству и импорту камуфляжа, например, ограничение такое, и сделать это за Министерством внутренних дел, предположим, это лицензирование, лицензионной палатой с этим вот, продажа с учетом, предположим, охотничий билет. Повторим, пожалуйста, комплект формы летней, зимней. Там, ну, это, ну, вот такие вещи рассмотреть. Они затруднят распространение, широкое распространение такого рода одежды. Да, вам удивляюсь, пентру лектура 2 акцепта чест лукру. Да, лектура 2 са фи экзаменати ши чести пропонеси, ли луацем консидерари ин кадру комисии. Домну Сергю Сърба, ва рог фрумос. Mulțumesc, domnule autor, cu siguranță Partidul Democrat susține acest proiect de lege, dar, cum au spus și antevorbitorii, pentru lectura a doua trebuie să venim cu mai multe precizări. De exemplu, dumneavoastră ați propus ca și excepție zilele de odihnă. Știm cu toții că marea majoritate a întrunirilor publice se desfășoară în zilele de odihnă și aici trebuie să facem o delimitare clară. Dacă îmi permitem în zilele de odihnă să poarte astfel de uniformă, atunci nu vom putea ajunge la efectul scontat. Ar trebui să specificăm clar în care zile atunci să precizați. Am mai clar legea pentru lectura a doua. Zilele de odihnă din Republica Moldova sunt cele care sunt în lista zilelor de odihnă. Păi da, dar sâmbătă și duminică. Atunci ar trebui să venim cu o precizare martie, mai clară. Ziua comemorării, 27 august, ziua independenței. Zile de sărbătoare aveți în vedere. Da. A, păi asta este zile de sărbătoare. De ce pentru lectura a doua să venim cu o precizare? Și a doilea moment, stimate domnule Untilă, agentul constatator. Să vedem foarte clar cine va fi agentul constatator care va urma să constate și să sancționeze această contravenție. Să fie foarte clar. Da, vă mulțumesc, da, domnul Sărbu, eu cred că noi aici trebuie să prevedem, deja ne-am venit ideea că pur și simplu să preîntâmpinăm până a sancționa persoana. Vă mulțumim, în continuare întrebările din partea doamnei Bodnarenko, poftiți. Спасибо, Елена Бондаренко, фракция ПКРМ. Господин Нутило, в индустрии моды существует такое направление милитари. И женщины, и дети носят одежду с такой расцветкой. Что будет по отношению к ним? То есть это не специальная форма, это понятно. Детский песочник, он подпадает под действие этого закона или нет? Просто кто-то, может, уже приобрел или еще приобретет... Я Нет, думаю, это будет исключение. Спасибо. Да. А со спать?
Stimați colegi, vă mulțumesc mult pentru înțelegere. Numai puțin, încă o ultimă întrebare de la microfonul domnului Bannikov, da, domnul State. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că e clar că toată sala, de fapt, susține această idee, care este una bună și în opinia mea. În același timp, aș sugera ca încă o dată să ne gândim asupra formulărilor, care acum mi se pare destul de amorfă. Și în sensul ăsta aș propune ca idee, poate ca să vă gândiți asupra posibilă unei redacții care ar suna privind interzicerea utilizării camuflajelor în cadrul manifestărilor neprevăzute de legislația în vigoare, adică în sens că din zile comemorative, de nu mai știu care sunt acolo, zile naționale, de zile de odihnă, adică ca să putem foarte clar formula că atunci când lumea se adună la un meeting sau ies platforma da sau platforma nu sau cine mai este acolo, respectiv ca să nu utilizeze uniforma specială, care poate fi confundată cu uniforma unităților de destinație specială. Deci e respectiv poate chiar foarte clar de formulat că în cadrul meeting-urilor, protestelor, pichetelor și așa mai departe, este interzisă utilizarea uniformei paramilitare. Și atunci o să fie, în opinia mea, clar. Da, mulțumesc mult. Și apropo, iată, domnul Sârbu îmi sugerează ideea, adică nu pentru mine, dar pentru toată sala. Poate și introdus inclusiv, vă gândiți, ca să modificăm și legea cu privire la întruniri, ca toți să-și regăsească momentul ăsta. Da, vă mulțumesc mult. Da. Sunt convins că o să iasă o lege bună pentru lectura a doua. Da, vă mulțumim frumos, domnul Tilă. Aveți o serie de amendamente deja propuse. Vă sugerăm, într-adevăr, ridicând stenograma, ca acestea să se regăsească în discuțiile în cadrul comisiei și vă așteptăm, poate eventual chiar săptămâna viitoare, luând în considerare urgența acestui subiect, pentru lectura a doua. Mulțumesc, între timp, voi supune votului pentru aprobarea în primă lectură a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 406 din 22 octombrie 2015. Cine este pentru aprobarea acestuia în primă lectură, vă rog frumos să vă expuneți prin vot. În unanimitatea celor prezenți din sală, proiectul de lege a fost aprobat în primă lectură și urmează să fie examinat lectura a doua în comisie. Următorul subiect, numărul 5 de pe ordine de zi 441, a fost amânat la fel pentru stenogramă. Am fost foarte harnici, dragi colegi. Ordinea de zi este epuizată. Ne revedem. Da, lipsa unor deputați și unor fracțiuni din sală, într-adevăr, face mult mai eficient plenul în acțiune fiind. În continuare, declar ședința închisă de astăzi. Ne revedem. Dacă sunt interpelări, apropo, dar se pare că nu sunt interpelări. Ne revedem săptămâna viitoare, data de 2 decembrie, miercuri. Biroul permanent o să fie convocat între timp pentru a stabili procedura audierilor, ora exactă și la fel propunerea ordinii de zi pentru zilele de 3 și 4 decembrie. Vă mulțumesc frumos, o zi bună în continuare și un bun sfârșit de săptămână.